Hei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un episod de pe Copenhagen, pe FIFAjackpot.com, link-ul îl aveți în descriere. S-au băgat pachetele Team of the Season, îl avem aici, costă 4.000 de puncte, noi avem 50.000 de puncte să ne jucăm și să deschidem cele mai tari pachete de aici, le luăm la rând. Primul pachet, Single Inform 84+, haideți băieți. Ai, 25.000. Nu-mi place băiatul ăsta, avem foarte, foarte multe pachete de deschis aici. Asta nu e un pachet interesant, sincer o să sar peste el. Mergem mai departe, 3 in 4 players, haide, 3 in 4, ou. Ce, nu e bine, nu e bine, totuși silver ăsta face mai mult decât ambii gold rare aceștia. Nu cred, da? Iată că se poate întâmpla și asta. Mergem mai departe, 12 jucători de 71, single inform. Încă un single inform. Ai, tot silver. Păi de ce, doamne, de ce? 3 premium inform. Oh, free bonus, avem și puncte bonus. Hai să vedem câte ne dă, să vedem acum. Gignac de Rossi, Kane și Casemiro 87, bun. Bun Casemiro, cardul ăsta de UEFA Champions League, 218.000 de coinsuri, 100 de puncte bonus. N-a fost unul foarte, foarte rău. Mergem mai departe. Mega Pack 3 in 4, 3,84 in 4 player. Adică 3 in 4 de 84+. Jovinko, Keita și Gambiadini. Gambiadini este așa. Jovinko, dar nu joacă în Europa. De aceea este atât de ieftin. Mai departe. Șansă la Totti în aceste momente. Avem șansă la Totti. Kane, Depay, Cavani și Godin. Doamne. E bine că strânge totuși coinsuri. 280.000 de coinsuri. Nu avem niciun punct bonus. Mai departe 2 in 4 cu șansă la Totti. Măcar acum să ne-l dea pe Ronaldo. Team of the Year. Măcar acum. N-a fost cine știe ce pachetul ăsta. Mai departe. Dendonker, Hugo Mayo și Escudero. Ai, madre mia. Nu e bine. Ăsta valorează foarte mult. 9500 de coinsuri. Falcao, Ibora și Sergio Ramos. Bun. Bun Sergio Ramos ăsta. E bun Sergio Ramos că ți aduce, iată, aproape 1.000.000 de coinsuri. Hai departe, deschidem pachetul ăsta. 4.000 de puncte, sunt curios ce de poate da. Kroos, Barzali și Edin Dzeko, Sidibe. Mai deschid unul. Lam, Godin, Dembele și Kongolo. Ai. Se poate și mai bine de atât? Se poate și mai bine de atât? Haide să vedem. Piqué, Pepe, Dzeko, Aduriz. Nu e rău Aduriz, sincer să vă spun. Chiar nu e rău deloc Aduriz. Merge să mai deschidem pachete. Vreau ceva cu puncte bonus. 200.000. Ăsta o să-l iau cu puncte bonus. Să vedem. Kane, Schneider, Jonas. Ai. Nu e wow, dar 83 cu 100 de puncte. Doar 100 de puncte bonus. Hai, dăm și mai mult de 100 de puncte bonus. Te rog frumos. Nu fi cioran. Cu șansă la Totti, puncte bonus avem aici iarăși. Cumpărăm cu coinsuri. Puncte bonus de Marcos, Dost, Coleman, Edison Cavani. E bine, bun Cavani ăsta de 80.000, vine bine. Și după 800 de puncte bonus, bun. Bun 800 de puncte bonus, avem 9550 de puncte decât să mai cumpărăm unul de Totti pe Icardi, Lanzini și Iniesta. Aș fi vrut ceva mai bun decât Iniesta asta. 250.000, mai deschidem pachete de genul Rakitic, Bonucci, Abubakar, Iago Aspas. Foarte slab. Pachetul ăsta nu prea e deschis până acum și iată că nu ne dă cine știe ce. Mai deschidem încă o dată. Matuidi, Filip Lam, Mbappé. Îl prindem pe Mbappé. Doamne, cât îmi place mie Mbappé. Este un jucător fenomenal de bun și chimic. Mai deschidem Totti. Haideți să deschidem Totti. Totti, Zaha, Grey, Iniesta. Bă, iar mi-l dai pe Iniesta. Iar mă nebunești cu Iniesta să mi-l dai așa mereu. Vreau și eu altceva. Casemiro și Sergio Ramos. Încă o dată Ramos. Dacă mi-o adă o dată facem 3 milioane de coinsuri. Dacă mi-o adă o dată facem 3 milioane de coinsuri. Brozovic, Stindu și Sergio Ramos. L-am prins pe Sergio Ramos. Acum e momentul.
Să forțăm pachetul ăsta până ne schimbă, să nu ne mai dea pe Sergio Ramos, ieșim pe plus, bine, Perisic, ah, iar Iniesta, Morata. Bine că ne mai dă și pe Perisic să mai facem ceva. Avem 3 milioane de coins, ori mai deschidem pe aici, 2 in 4 cu șansă la tot. William, Quintero și se oprește. Se oprește, din păcate pentru noi. Nu e bine. 330.000, 4 in 4, Gomez, Mandzukic, Balotelli. Oh, și Marcelo, ne dă totiu, ne dă totiu Marcelo, bine. Ieșim pe plus, bine la acest pachet, dublu. El valorează 330.000, noi ieșim dublu. Din nou Mega Pack, Dost, am și cu... Ai, am și cu bun, dar nu ne-a dat continuarea. Nu ne-a dat continuarea, din păcate, dar nu-i nimic. N-avem ce să facem. Mergem mai departe, mai deschid un Team of the Year. Pe Sergio Ramos. Da, ieșim pe plus bine cu Sergio Ramos. Sta vreo 400.000 pe plus, dar să vedem ce vom face în continuare. Mergem, avem acum din nou pachetele astea. Vreau să le deschid, vreau să forțez puțin pachetul ăsta, să văd ce poate să-mi dea. Filipe Luis, 79.000. Și 77.000 Bailey. Da, e ok. Mai departe. Mai departe, Pepe, Sergio Busquets, Dzeko și... Oh, aici e Jalen Cartier. Aici e Jalen Cartier, David Silva, Alaba, Iago Aspas și Kongolo. Păi de ce? De ce așa? Ayu, Dendoncker, Koulibaly bun. E un fundaș central foarte bun Koulibaly, iată că totuși e bine. Ce ne dă pe aici? Mai deschidem triple, Kalinic. Din nou Sergio Ramos, îmi pare că nu pot să-l prind pe Ronaldo ăla, mă chinui de foarte, foarte mult timp. Ronaldo, Suarez, Modric, nu ni dă. Doar Iniesta, am prins Toni Kroos, Marcelo și Sergio Ramos. Da, uite-l pe Kroos, vine acum cu un Zozi și Abdenur. 3.653.000 de coinsuri avem, Company, Sergio Ramos, Sidibe și Dembele. Dacă mi le dea pe Ramos ăsta... Era, dacă mi-l dădea mai scump, era mai uniform. Era foarte bine. Ribery, Pique, Dembele și Giuliano. Ai de ce? Ca să mi-l dai acum pe Ramos aici. Trebuie să mi-l dai pe Ramos aici, nu? Mi-l dă pe Iniesta, dar noroc că e Gomez, 103.000 și celălalt jucător 63.000, totuși ne scoatem banii. Chiar ieșim puțin pe plus, 22.000 de coinsuri pe plus. Arnautovic, Vasquez, Toni Kroos. Vreau să mai deschid pachete de genul aici unde avem șansă la toti. Keita, Kane, Eriksen și Piček. Ah da, am zis că e gata. Am zis că îmi dă un Team of the Year. Dar mi-a dat oricum, n-a fost rău pachetul. Chiar n-a fost rău. Carrasco, João Mario și s-a oprit. S-a oprit, mă, nebunul, mă, se oprește. Mai deschid unul de ăsta, că am văzut că e bun. Icardi, Quaresma, Son și Verratti, Houson, 227.000 de coinsuri valorează Son. Din nou pachetul ăsta ne scoate pe plus. Haide să mai mergem o dată. Kane, Casemiro, Gomez. L-am mai prins și un FIFA pe acesta, dar nu l-am folosit cei drept până acum. Chiar nu l-am folosit absolut deloc. Matuidi, Marcelo, Kongolo și Dzeko. Nu vrea să ne dea. Nu vrea să ne dea ceva scump. Ai, din nou Mbappé. Mbappé în pachet, Mbappé totul valorează 50.000. E destul de tânăr, Mbappé are timp să crească. Are timp să crească Mbappé, că e un jucător fenomenal de bun. Hai, Company, Sergio, Sidibe și Dembele. E cam repetă ce-i drept. Au, am cam scăzut la coisuri. Trebuie să-mi dea pe Ramos aici ca să cresc. Da, îl dă pe Ramos încă o dată, 400.000 de coinsuri pe plus, 3.200.000 în aceste momente. Gundogan, Mane, Iniesta, ce bine era cu un Sergio Ramos pentru că ne creștea foarte, foarte mult. Gameiro, Diego Costa și acum, ai de bun, Toni Kroos. Mai deschidem câte două pachete din ultimele. Sergio, Barzali, Filipe Luis și Kongolo, 1, 2, câte un pachet din, câte două pachete azi din fiecare. Andres Iniesta, Piatti, doamne. Și de aici, din primele 6 deschidem de două ori. Vidal, oh, Vidal, 656.000, Vidal, oh, doamne, nu mă așteptam la așa ceva, Vidal.
mult decât Iniesta Team of the Year, decât Cross Team of the Year, decât Marcelo. Oh, Doamne, ce reușită! Vidal! Bine! Cum să nu te bucur când câștigi un astfel de jucător? Cât de scump, ne aduce profit mare pachetul ăla, cel mai profitabil pachet, putem spune, de până acum deschis. Mergem de tine și pe ăsta. Bernardo Silva, Sheo Cross, Keita, Ramos! S-a pus cu noi, a pus norocul pe noi. Gata. Norocul este alături de noi. În momentul ăla deschidem și pachetul ăsta, Jonas Calu. Am prins chiar fenomenal. Și acum le luăm invers. Giroud, Icardi, Dante. Na, nu-mi place așa. Doamne, aici mi-a dat pe Sergio Ramos, Insigne, Rodriguez, Ziyech și Cesc Fabregas. E bine că mi-l dă și pe al patrulea totuși. Putea să nimeni îl dea. 260.000. A ieșit puțin pe minus, dar ținând cont că ne-a dat plus Lemar, Dost și atât. Doamne, pachetul ăsta a fost fenomenal. Dzeko, Koulibaly, Ayew. Ai, ai, ai. Deschid pe ăsta acum, păstrez tot eu la final. Müller, Bonucci, Sidibe și Mahrez. Ultimul, dacă ai avea și tu, Martinez, Vasquez, Sergio Ramos, încă o dată, mă, uita, numai Ramos ai tu aici, numai Ramos ai aici, că nici cu Toni Kroos, uite, l-are și pe Toni Kroos. Și ultimul pachet, deschis, Dzeko, Aboubakar, Cabral și s-a oprit. Cam aici ne oprim și noi, prieteni, i-am făcut breaker, nu uitați de like, share, subscribe, dacă vă doriți în continuare astfel de episoade. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!